ați revenit pe canalul nostru Roxana Stoleru. Astăzi am un eveniment în centrul Montrealului și am zis să vă iau pe voi. După aproape o oră de învârtit să găsesc loc de parcare, iată-mă, aproape de Palais de Congrès, strada Jean Mons, și o să vă arăt un pic toamna și în centrul orașului. Țineți aproape! Pe lângă copacii cu florile frumos colorate, avem parte și de diverse murale. Aici, în dreapta, începe cartierul chinezesc. Să vedem, poate după întâlnire, poate am timp să trecem un pic, să vă arăt. Dacă nu, o să rămână pe altă dată. Zgomotele specifice orașelor mari. Și aici avem niște sculpturi interesante. Aici este Place des Arts. Și aici una dintre universitățile Montrealului, Universitatea de Quebec a Montreal. Case specifice Montrealului, placate cu piatră, cu scări exterioare. Unele sunt chiar învârtite. Am terminat întâlnirea și este încă frumos afară, este soare, poate chiar mai mult decât era când am început. Și o să ne mai plimbăm un pic pe stradă să vă arată orașul Montreal toamna. Clădirea asta am avut întâlnirea, cum vă spuneam înainte să încep, este Universitatea Quebec la Montreal și văd că are scris acolo, probabil că la origine a fost Școala Tehnică Montreal. Și clădirea aceasta modernă este aceeași universitate. Și o să mergem aici. Am trecut înainte să încep întâlnirea cu mașina și mi-a plăcut. De asta am spus să merg și cu voi într-o plimbare scurtă. Case tipică montrealeze, cu scara aceasta la exterior, unele o au și învârtită. Asta este foarte frumoasă, cu detalii la ușă și intrare. Frumos aud frunzele de pe trotuar.
încă o murală la colț de stradă și o mică decorație de toamnă cu dovleci. Foarte frumos. Și murala. Cu o praștie. Un copil care trage cu praștia și chiar trece un transport școlar prin față. Hai să mai mergem un pic pe stradă. Ia uitați ce frumos se vede toată strada. O să merg un pic pe mijlocul străzii, care arată prea frumos. Avem și două lampadare în stânga și în dreapta. E o casă cu... E o stradă cu case în șir, așa, lipite. Și câte unele au și mici detalii ca să iasă în evidență coloane grecești sau un fronton de lemn. Ia uitați ce frumos este și aici. Dacă ar fi și liniște, să auzim păsările și nu zgomotul mașinilor, ce ar mai fi? Ar fi și mai și. Dar asta e. Încă o coroană frumoasă. Și pe partea cealaltă. Și uitați pe unde am venit. Dacă vă decideți să vizitați Montrealul, trebuie să veniți toamna neapărat. Sau și toamna. Să vă bucurați de așa culori frumoase. Plus temperaturile sunt mult mai plăcute față de miezul verii, când pot atinge chiar și 40 de grade cu umiditatea. O murală frumoasă, colorată. Avem și blocuri, nu numai casă frumoasă. Și ne întoarcem spre mașină și viewport. Uitați ce se vede în depărtare. Biserica Notre Dame din Montreal, unde Mariana a făcut un live. Ați văzut, sunt și noi ăștia care cer bani. Avem și Ferrari roșii, nu numai la Roma. La Roma era galben, parcă. Cel pe care îl văzusem în Piața Popului. O Mazda supărată. Nu știu de ce se grăbește, că e roșu la semafor oricum.
și ne îndreptăm spre Place des Arts sau partiera de spectacle. Nici nu știam, o să avem un festival Bach la Montreal pentru aproape o lună, 12 noiembrie, 9 decembrie. Super! Vă spuneam că aici este cartierul de spectacole. Am fost cu Isa mai de mult și am văzut într-o lună decembrie spărgătorul de nuci. Isa atunci cred că avea vreo 6-7 ani, poate, sau poate chiar mai puțin. Acum s-a construit mult în ultima vreme în Montreal. Toate clădirile sunt noi pe aici, sau cel puțin eu nu le mai țin minte. Ați văzut și la începutul filmului, când mergeam spre întâlnire, era șantier aproape de Place des Jardins. Frumoase păsările astea aici, de metal. Aici este și sediul Orchestrei Simfonice din Montreal și l-avem aici pe noul dirijor. Nu mai mi-aduc aminte numele. Știu doar că este din Columbia, pare mi se. Cel dinainte, Kant Nagano, s-a retras acum, cred că, știu dacă la începutul pandemiei sau puțin înainte. Și l-am întâlnit odată, întâmplă. Și m-am dus înapoi la strada St. Catherine, care în zona aceasta este închisă, după cum vedeți. Acelea sunt blocurile care, pe lângă care am trecut la prânz și se lucra. Și aici este complex de jardin și toată esplanada de la cartierul de spectacole. Iar noi o să ne continuăm drumul spre Vieux-Port. Ne va s-a spălat pe Hortensie și le-a rupt. Aici avem clădirea Hydro-Québec, furnizorul de energie electrică din provincia Quebec. Am ajuns la bulevardul René Lévesque, iar aici guvernul federal are ceva birouri. Să arată copacii ăștia galbeni. Se apropie ora de vârf de trafic și avem aici semaforul, este schimbat manual de către polițist, să se asigure că traficul este fluid și pentru pietoni și pentru mașini. Uitați ce frumos se vede spre Vieux-Port. Și acum mai avem un pic și ajungem la cartierul chinezesc din Montreal. Nu este un cartier foarte mare, nu se compară cu cel de la New York sau San Francisco. Cred că la San Francisco este cel mai mare cartier chinezesc din afara Chinei, bineînțeles. Aici este o stradă de câteva sute de metri, dar are și ea farmecul ei, nu?
acolo în spate, începe și ține câteva străzi mai departe aici. O să mergem un pic. Sper că v-a plăcut și această plimbare toamna prin Montreal. Se trecut de mijlocul lunii octombrie. Vă aștept și data viitoare. Până atunci vă spun la revedere. Ciao! Zgomotul orașului.